Filmului poate fi rezumat astfel. Doi tineri îndrăgostiți nu de... Spuneți. Poftim? Păi nu le spuneți atunci. Păi doar, este doar un rezumat care îl puteați găsi și pe, și pe afiș. Doi tineri îndrăgostiți de condiție, de condiție joasă de la începutul secolului 20 din America, își trăiesc viața de pe o zi pe alta. La un moment dat, exact la începutul filmului, Bill, interpretat de o versiune foarte tânără a lui Richard Gere, unii dintre dumneavoastră nici nu-l veți recunoaște, omoară un om. Ca să scape de pedeapsă, ei fug în ținuturile Texasului, unde speră să-și piardă urma. Acolo intră în slujba unui fermier grânar, fermier care rămâne nenumit pe tot parcursul filmului, care mai are doar un an de trăit, fiind foarte grav bolnav. Aflând de acest lucru, Bill o îndeamnă pe prietena lui să-l seducă, pentru ca, după ce acesta moare, să rămână cu moștenirea. Planul, bineînțeles, că merge cât se poate de prost și se întoarce împotriva lui, pentru că nu numai că sănătatea fermierului se îmbunătățește brusc și miraculos, dar femeia începe să se îndrăgostească de el, nemai știind unde-i stă loialitatea.